Acea discuție despre consultanța juridică, 24.000 de lei, fac un calcul, cine ar lua? O casă de avocatură? Da, e o casă de avocatură. Vreau să vă spun altceva. Comuna Beliș, într-adevăr, după cum știți dumneavoastră, e o zonă de munte, o zonă frumoasă, de altfel. Aici, de-a lungul anilor, așa trecuți, mult trecuți, eu nu eram născut, aici au fost niște grofi pe nume care se chemau Banfi și Urmanții. Astăzi, când povestim, noi suntem în proces cu Banfi, ne cere un sat întreg, ne cere dealul Boti, satul dealul Boti, Banfi ni-l cere. Nu poți să mergi cu o întâmpinare, să zic, poate uneori, nu din neștiință, poate omiți să notez ceva și atunci eu, ca și primărie, nu-mi permit să pierd asemenea lucru. De-asta nu-mi permit. Și cu cine veți merge, totuși? Unde? Pentru aceste procese. Cu o casă de avocat. La o casă de avocatură, Ivanț și asociații. Ați mai colaborat cu dânsii și da. Au o rată de succes sau în funcție de ce i-ați ales? În funcție de, desigur, prima dată am stat un pic de vorbă, mi-au explicat mai multe procese pe care dânșii le-au câștigat. Am avut o discuție, să zic, undeva care a durat peste o oră, în care m-au convins într-o oarecare măsură că merită să și își dau toată silința și buna pricepere pentru a câștiga acest proces. Aici nu sunt numai eu, și comunele din jur au o problemă foarte mare cu... Povestiți-ne puțin despre juristul din primărie. De când v-ați stat dumneavoastră? Cam ce probleme ați avut cu dânsul? Probleme nu neapărat probleme. Poate că un pic ideilăsător în anumite momente. Probleme n-am avut cu dânsul. Și